Veniți să vă ridicați în picioare, să dăm o mare citire cuvântului lui Dumnezeu. Vă rog să deschideți la Evanghelia după Matei, la capitolul 1. Matei, capitolul 1, vom citi de la versetul 18 la 25. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tâlmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Căci când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Amin. Vă rog să ocupați. Nu știu care e starea dumneavoastră sufletească într-o seară ca aceasta de sărbătoare. Nu știu prin ce necazuri sau bucurii treceți. Dacă sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos va aduce bucurie sau teamă. Despre aceasta aș vrea să vorbesc în seara aceasta. Despre subiectul acesta, Crăciunul între teamă și bucurie. Teamă fie și pentru faptul că poate nu aveți ce să puneți pe masă. Sau poate încă nu ați primit un cadou. Am auzit aici oameni care s-au bucurat să primească un dar, un cadou. Alții care și-au făcut, unii altora cadou. Sunt convins că poate sunt destui aici care încă n-au primit nimic de la nimeni. Și poate că aveți o teamă în inimă că va mai trece încă un Crăciun și nu o să primiți nimic de la nimeni. Comercianții știu că majoritatea din noi în zile ca acestea încercăm să mascăm tristețea, teama noastră cu ceva cadou frumos ambalate, care poate vor smulge un zâmbet sincer pe obrazul celui care îl dăruiți, fie că e vorba de un partener de viață, de un copil, de un părinte, de un bunic. Și mulți ne exploatează pe seama asta. Cumpărați, dăruiți, e luna cadourilor. Și nu zic că e rău. Foarte frumos, dacă puteți să dăruiți într-o lună ca aceasta. Însă, să o faceți cu bucurie. Nu cu teamă. Nu știm ce ne așteaptă ziua de mâine. Și s-ar putea asta să fie o teamă pentru mulți. Mulți dintre noi, la o zi de sărbătoare ca aceasta, ne aflăm între teamă și bucurie. Nici nu știm să ne temem sau să ne bucurăm. Am văzut chiar și pe fețele unora un zâmbet forțat. Să se vadă dantura frumos. Dar Dumnezeu știe ce e în inima mea.
Și parcă vine să vă spun, nu mă forțați să zâmbesc. Că de data asta chiar nu pot. Poate așa cum spunea Domnul de acolo, îmi vine să lăcrimez. Mă doare sufletul. Teamă că prea multă distracție va aduce din nou scandal și ceartă în casa mea. Și la zile ca acestea de sărbătoare, mulți n-au altceva să facă decât să se certe. Să aibă scandal, neînțelegeri, batjocură, violență. Teamă că deja mi-am cheltuit salariul pe luna asta. Am auzit de unii că s-au și împrumutat. Zâmbiți. S-au luat din salariul pe luna ianuarie. Au întrebat pe șeful dacă putea să le dea ceva din luna ianuarie. Că luna decembrie e mai lungă. Și eu teamă. Teamă că la sfârșit de an, știți, în orice firmă se face bilanțul. Și s-ar putea să anunțe șeful că veți fi concediați. S-ar putea să avem o asemenea teamă în inima noastră. Că și acest Crăciun m-a prins nepregătit. Încă sunt prins în patini, în vicii și păcate cu care mă lupt de ani și ani de-a rândul. Teamă. Am teamă în inima mea. Că încă o dată la o sărbătoare a bucuriei mi-e frică. Mi-e frică că nu pot să scap. Nu pot să scap de jocurile de noroc, nu pot să scap de pornografie, nu pot să scap de alcool, nu pot să scap! Toate astea se țin de mine. Vin peste mine, ca un tăvălug. Și într-o zi frumoasă ca aceasta. De sărbătoare, de bucurii. Sau poate că unii vă bucurați că anul acesta ați mai primit un copil. Și un copil e un dar de la Dumnezeu. Chiar săptămâna ce-a trecut și în biserica noastră o familie a primit un copil. Vlad Tălpean. Domnul Iisus să-i binecuvinteze. Poate vă bucurați că anul acesta v-ați angajat sau reangajat. Slavă Domnului! Că de ani de zile am alergat, atâtea CV-uri am depus. Am găsit un serviciu. Îs bucuros. Slavă Domnului! Și ții cu dinții de el în ani ca aceștia de criză. Bucurie că poate unii ați reușit anul acesta să vă luați o casă sau o mașină. Chiar ieri am văzut aici niște băieți se uitau la o mașină. Bucuros! Slavă Domnului! Bucuroși că suntem sănătoși! Nu? Bucuroși că avem brad, cozonac, beculețe, tot ce se cuvine la o zi de sărbătoare ca aceasta. Așadar, pentru tot mai mult, sărbătoarea nașterii Mântuitorului, Crăciunul, devine o sărbătoare a temerilor, dar și a bucuriilor. Da, toți colindăm. Toți, tuturor ne place să ne îmbrăcăm frumos. Vrem să radiem de bucurie, dar de cel mai multe ori pentru alții. Pentru alții. Și așa cum am spus, Dumnezeu știe ce e în inimă. M-am îmbrăcat frumos, m-am tuns, m-am aranjat. Sunt aici înaintea dumneavoastră. Dar poate că inima mi este zdrobită. Și am o teamă pe care o trag cu mine, o duc cu mine. Vă rog să-mi spuneți ce să fac cu teama mea. Într-o zi de bucurie, într-o zi de sărbătoare, cu câte teme nu ne confruntăm?
Cineva îmi spunea, frate, să știi că am frigiderul plin. Nu știu ce mi-a spus mie asta. Dar sunt singur. Sunt singur. Mi-am luat o haină nouă pentru că știu că se filmează. Se fac fotografii. Îmi place să pozez cu o haină nouă. O haină frumoasă. Dar pe de altă parte să știți că mi-e teamă că mulți mă bârfesc, mă invidiază, mă vorbesc pe la spate. Chiar și în zile ca acestea, de sărbătoare. Un cuvânt al Domnului Iisus din Ioan, capitolul 16, versetul 20, spune așa: adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Emanuel, Dumnezeu care este cu noi, va preface întristarea în bucurie. Dar ce sentimente au trăit cei din vremea Domnului Iisus? Cei implicați direct în nașterea Domnului Iisus? Mă gândesc la Maria și la Iosif, în primul rând. Ce ziceți? S-a temut Maria? S-a temut Maria? Cei care cunoașteți Sfânta Scriptură și o citiți, știți foarte bine. Atunci când îngerul a venit la ea, Luca, capitolul 1, versetul 28, a spus așa: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har! Domnul este cu tine! Binecuvântată ești tu între femei! Glasul unui înger! Auziți ce spune despre Maria? Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură: ce putea să însemne urarea aceasta? Ce vrea Dumnezeu de la mine? Ce vrea Dumnezeu cu o fecioară, cu o fată tânără? Ce aveți cu mine? Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. În seara aceasta, încă o dată, Îngerul Domnului vrea să spună: nu te teme. Dragi surori, nu vă temeți! Iosif, bărbatul Mariei, s-a temut? Matei, capitolul 1, versetul 19. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit, nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase. De ce? De ce să-ți lași logonica, Iosif? Era frică. Era teamă. Avea de ce să se teamă. În vremea aceea, după legea mozaică, puteau fi omorâți cu pietre. Cum o fecioară, înainte de căsătorie, să rămână însărcinată? Lui Iosif i-a fost teamă. Ca bărbat, mă gândesc, ce-o fi fost în inima lui Iosif? Acum toți cei care sunteți bărbați și v-ați căsătorit, sau doriți să vă căsătoriți, poate că s-o fi gândit Iosif: de ce să mi se întâmplă mie? De ce m-a ales Dumnezeu pe mine? În ce circunstanță mă pune Dumnezeu pe mine? Toți mă vor judeca! Toți vor arunca cu pietre în noi! Ne vor omorâ cu pietre! Dar auziți ce bărbat adevărat. Nu se gândea că Maria l-ar face de rușine, ci se gândea că nu voia să o facă de rușine pe Maria. Așa mult o prețuia, așa mult o iubea. Chiar dacă s-a întâmplat lucrul ăsta, nu știu, nu mi-explic. Nu știu ce s-a întâmplat. Am înțeles că i s-a arătat un înger logonicei. Am visat și eu ceva.
de rușine. Dar a avut această teamă în sufletul lui, în inimă. Teamă că vor fi omorâți cu pietre. După legea Mosaică, din vremea respectivă. Câți în zile ca acestea nu-s gata să arunce cu pietre în dumneavoastră? S-ar putea și în seara aceasta. Unii să vă aștepte să arunce cu o piatră în dumneavoastră. Ce ați căutat acolo? Te-ai dus la pocăiți? Îți destui care au piatra în mână și într-o zi de sărbătoare. Am vrut să mă apropii de Dumnezeu. Am vrut să văd, am vrut să cunosc. Îți destui care scata să arunce cu piatra. Aș vrea să vă dau un îndemn, un sfat. Trebuie să crezi în visul tău. Și Dumnezeu a pus în inima și în mintea fiecăruia noi un vis. Vor fi mulți care vor fi gata să arunce cu piatra. Orice îi face, orice îi spune, oriunde te-i duce. Și dacă mâine te-i duce la o biserică romano-catolică și poi mâine o și la altă biserică, cei care gata să arunce cu piatra vor arunca. Tu, ca și Iosif și Maria, trebuie să crezi în visul tău. Și Dumnezeu îți va vorbi. Și asta îți va aduce bucurie. Chiar dacă aparent vă temeți de felul în care Dumnezeu găsește de cuvință să lucreze, trebuie să crezi în visul tău. Chiar dacă nu înțelegi, s-ar putea să fie nevoie să intervină un înger ca să înțelegi odată ce vrea Dumnezeu de la tine, cu tine. Tu trebuie să crezi în visul tău. Orice am spune noi despre tine, chiar și cei care spun că sunt frați în Domnul, orice am spune noi despre familia ta, tu trebuie să crezi în visul tău. Și asta va aduce bucurie în casa ta. Să știți că lumea e rea, compromisă, oamenii sunt invidioși, așa cum am spus, majoritatea din noi bârfim și la spate majoritatea ascund o piatră. Pentru unii, piatra constă într-un pix. Aș putea să folosesc această piatră în seara asta, să scriu ceva și o să vă doare sufletul și inima toată viața pentru ce am scris. Pentru alții, piatra poate fi sau simboliza altceva. Dar, așa cum au făcut Iosif și Maria, căutați să credeți în ceea ce Domnul va descoperi. În ceea ce Domnul în seara aceasta, la sărbătoarea nașterii Mântuitorului, vă va descoperi. Plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Și mă gândesc că în seara aceasta, încă o dată, Îngerul Domnului ne spune: plecăciune vouă, căruia vi s-a făcut așa mare har. Într-o seară ca aceasta să fiți aici, binecuvântați sunteți voi între oameni. Oameni care chefuiesc, oameni care nu știu ce sărbătoresc, oameni care mai degrabă îl baciocoresc, îl înjură pe Dumnezeu, decât să creadă în El. Și auziți ce spune Maria. În cântarea Mariei, la Luca, capitolul 1, Maria spune așa, versetul 49, cel atot puternic. Când Maria ajunge să înțeleagă felul în care Dumnezeu îi se descoperă, Maria compune o cântare. Mă gândeam, de ce n-a compus și eu să vă cântare? Pare că... Dar vedeți, surorile sunt altfel construite de Dumnezeu și surorile sunt cele care stau, compun, împodobesc, aranjează totul. Maria a zis, vreau să compun o cântare! Eu sunt evenimente așa deosebite,
pare că mi-o spui de 10 ani tot când... Nu, nu, e alta! Cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt. Și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. Versetul 49 și 50 din capitolul 1, Luca. Cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Aș vrea să vă spun așa. Pregătiți-vă să scrieți un psalm, o cântare, o poezie despre lucrurile mari pe care Domnul le va face pentru tine. Dar tu trebuie să crezi în visul tău. Și o să ajung să scrie o poezie, un psalm. Oamenii îl vor citi. Poate peste ani de zile mulți se vor mira cum de a scris omul ăsta poezia asta. Ce inspirație a putut să aibă! Și ați putea spune ca și Maria. Cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Și teama mea s-a transformat în bucurie. Păstorii! Ce ziceți? S-au temut? S-au bucurat de ce li s-a întâmplat? S-au temut? Păstorii erau niște oameni simpli. Probabil că acești oameni nici nu știau să citească. Eu bănuiesc că dacă știai să nume pe vremea aceea, erai angajat ca păstor. Restul se învăța la stână. Nici o problemă. În zilele de aia s-au mai schimbat puțin lucrurile. Ei stăteau pe câmp. E un păstor celebru acum, am văzut pe la televizor. S-a pus și internet. Aveau anturajul lor, parfumul lor, oameni simpli, oameni care erau așa bine îmbrăcați, de cele mai multe ori dormeau probabil afară, pe câmp, sub cerul înstelat, păzind turma. Și împrejurarea care li se întâmplă i-a speriat tare de tot. Multe au văzut la viața lor păstorii ăștia. Eu sunt convins. Când ați dormit ultima dată afară? Pe cât? Sau cu mâna sub cap, să vă uitați la cer? Păstorii, să știți că de multe ori au această experiență. Și mă gândesc că au văzut o stea căzătoare, poate? Au văzut un cer înnorat? Au văzut o lună plină care strălucește puternic? Dar să ți se arate un înger și slava lui Dumnezeu să strălucească în jurul tău și o mulțime de oaste cerească să laude pe Dumnezeu zicând, deja ți se ridică pe un cap. Ok, am văzut multe. Dar așa ceva nu s-a mai întâmplat, n-am mai auzit. Nu știi ce să faci? Să te temi? Sau să te bucuri? Ce ați făcut ultima dată când v-ați întâlnit cu un înger? Ok, zâmbiți. Bun, atunci haideți să o punem ipotetic. Ce ați face dacă v-ați întâlnit cu un înger? A, probabil că spuneți, nu, mie n-are cum să mi se întâmple asta, serios, ce să spun îngerul mie? Sunt un om simplu de la țară, abia știu să număr oile, ce treabă au îngerii cu mine? Nu sunt alții mai școliți, îs unii cărora le spun ăștia cărturari, alții care ar fi preoți, cum de nou să ni se arată un înger? Paradoxul este că majoritatea oamenilor simpli, ca și acești păstori, nu cred că asemenea minuni li se pot întâmpla lor. Și Dumnezeu îi alege și pe aceștia. Pentru că și aceștia trebuie să creadă.
ce aceștia trebuie să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. N-ai de ce spune, Doamne, de ce eu? De ce mie? Și tu. Poate că n-ai citit niciodată Biblia. Poate că ai deschis, am auzit pe mulți spune, Domnule, am deschis Biblia, nu știu, am ajuns pe la pagina 100, nu înțeleg nimic. Nu înțeleg nimic. Nu-i pentru mine cartea asta, chiar e deschisă în limba română. Am auzit că e deschisă în limba română, dar nu înțeleg. Chiar dacă ați fost poate la nu știu câte biserici, nu știu câte mănăstiri, ați auzit liturghii, predici, cântări, parcă nu se leagă nimic în capul meu. Parcă tot o confuzie mai mare cu mine. Hristos s-a născut și pentru aceștia. Oamenii aceștia nu știau să citească. Prea multe, din punct de vedere religios, n-aveau cum să cunoască. Erau ocoliți de mulți. În anturajul lor nu erau așa mulți oameni pricepuți. Poate doar cei care vreau să profite de pe urma muncii lor. Și Dumnezeu li se arată și acestor. Datoria noastră, chiar dacă ne temem ca și acești păstori, este să mergem și să vedem ce ni s-a făcut cunoscut. Luca, la capitolul 2, versetul 15, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, după ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betlehem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. Sunteți de acord să cunoașteți, să vă întâlniți, să-L vedeți pe Domnul? Bineînțeles, cu ochii inimii. Și aici ar trebui, înainte de toate, făcut o rugăciune. Doamne, deschide ochii. Pentru că, să știți, noi nu vedem multe, multe. Aș putea să vă întreb mâine ce culoare a avut cravata mea. Nu o să mai știți. Pentru că nici n-ați văzut-o. Și atât de mult m-am chinuit. Mergem pe stradă și ce vedem? Doar mașini, bărbați. Nevestele noastre merg pe stradă și ce văd? Doar hai. Și altceva? Vedem ce vrem să vedem. Venim la biserică și ce vedem? Un corp. Un domn care a încercat să ne spună ceva acolo. Lumea bine îmbrăcată. O sală aranjată. Prea mult încălzită. Doamne, deschide-n ochii. Să te văd. Să te cunosc pe tine. Și aici învățătura ar fi, căutați să vă întâlniți cu Hristos. Nu plecați acasă fără să-L vedeți pe Hristos. Și dacă v-ați întâlnit cu Domnul, ce ați zice? Ce ați face? Credeți că vreun păstor s-a gândit că s-ar putea să li se arate un înger lor și să le spună de această naștere miraculoasă? Credeți că are Dumnezeu un plan ceva cu dumneavoastră astăzi, în seara asta aici? Sau de Crăciunul ăsta? Eu cred că da. Eu cred că da. Lăsați filozofiile și teologia pe seama celor înțelepți și căutați să vă întâlniți cu Cel care s-a născut. Asta ajută cel mai mult. Vor fi mulți care vă vor duce în confuzie și vă vor spune că sunt mai mulți Hristoși, că de fapt acela despre care se vorbește nu este Cel care s-a făgăduit. Vă asta căutați de grabă să-L vedeți pe Iisus. Și aici am nevoie de rugăciunea asta. Doamne, deschide-mi ochii să te văd. Veți găsi o iesă goală, o biserică construită acolo. Dar cum lumea este, veți găsi o popușă așezată acolo.
Dumnezeu vă va deschide ochii. Veți putea pleca acasă slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Versetul 20, Luca, capitolul 2. Așa au făcut păstorii. S-au temut. Wow, ce goastă asta? Ce cântă îngerii ăștia? Ce vor cu noi? S-au dus, au văzut pruncul, s-au plecat acasă, s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Va fi de ajuns să vă întâlniți cu Domnul. Și întristarea și tulburarea se va preface în bucurie și veți putea pleca acasă bucuroși. Când îl veți vedea pe Domnul Iisus cu ochii. Când vă veți întâlni cu Cel care s-a născut pentru mântuirea dumneavoastră. Hristos s-a născut să moară pentru noi. Pentru păcatele noastre. Magii! Ce spuneți despre acești oameni înțelepți? S-au temut? S-au bucurat? La nașterea Mântuitorului. Acești oameni veniți de departe, de la răsărit, cu speranța că doar bucuria nașterii unui nou împărat, a întâlnirii cu acest nou împărat, le va aduce binecuvântare. Și-au venit să se închine înaintea lui. Ce ziceți? Au venit cu teamă sau cu bucurie? Magi. Da, ce? Au avut teamă sau bucurie? Ce ziceți? Bucurie. Foarte bine. V-ați spune pe drum așa, adică cât de înțelept să fii, să o iei așa de la răsărit? Nu? Și hai să vedem, să ne întâlnim cu un nou împărat. Să o luăm așa, spre Paris, nu? Asta era o bucurie, nu? Sorin. Când îți propui să te duci undeva. Nu pleci așa. Și mai iei și cu tine lucruri valoroase, prețioase. Doar o bucurie te poate mâna să îți propui o asemenea călătorie. Capitolul 2 din Matei, versetul 10. Când au văzut ei steaua, magii, și ce se spune? N-au mai putut de bucurie! Cum o fi asta să nu mai poți de bucurie? Ți se moaie picioarele. Când nu mai poți de bucurie, ai nevoie de o cămilă. Magii, noi așa-i avem. Trebuie să stai pe ceva, să te așezi într-o mașină, undeva. Nu mai poți să stau în picioare! N-au mai putut de bucurie! S-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat Domnul. Aș vrea să vă întreb, dumneavoastră, cui vă închinați în zilele acestea? Dacă poate nutriți aceste sentimente de bucurie, cui vă închinați? Am luat cu mine o felicitare. A primit-o soția mea din partea comitetului director al spitalului unde lucrează. E de 2 lei felicitarea. Dar mesajul este interesant. Și chiar aș vrea să vi-l citesc. Crăciunul este sărbătoarea minunată care ne dă putere să fim mai buni, mai generoși și mai curajoși. Să îndrăznim să visăm și să sperăm mai mult, să credem cu tărie că anul ce va începe va fi mai rodnic și mai fericit, Crăciun fericit și un an nou mai bun la mulți ani. Nici nu vreau să-i spun numele, domnule. Ați auzit ceva de Domnul Iisus?
de sărbătorit? Aici este o imagine cu un moș, cu daruri, cu jucării. Eu m-aș simți jignit de ziua mea să-mi scrieți o asemenea felicitare. Și s-ar vedea asta chiar pe fața mea. Să-mi trimiteți o felicitare unde nici măcar să nu fie menționat numele. Să n-aibă nicio treabă, e ziua mea, da? De naștere. Și ce spuneți voi mie? Curaj, bucurie, fericire, daruri? La mulți ani să trăiești? Acestor lucruri se închidă mulți în zile ca acestea. Mâncare, haine, bani, sunt lucrurile înaintea cărora mulți dintre noi ne închinăm în zile ca acestea. Suntem în stare să facem și să spunem orice, numai să le avem. Și prin prețuirea acestor lucruri, dovedim de altfel cui ne închinăm. Sărbătoritul nu are nicio treabă. Domnul Iisus Hristos nu este regăsit în sărbătoarea aceasta. Ne cheltuim atât de mult și prin asta dovedim că pentru ceea ce cheltuim, asta este închinarea noastră. Magii au adus aur, tămâie și smirnă, lucruri scumpe care semnificau recunoașterea Domnului Iisus ca profet, preot și rege. Aș vrea să vă întreb, în zile ca acestea, ce faceți cu cei al dumneavoastră? Sau mai corect ar fi, ce faceți cu ce vi s-a dat spre administrare? Pentru că mulți dintre noi credem, spunem, că e a nostru, casa e a noastră, mașina e a noastră, serviciul e a nostru și când le pierdem, sau când ne pierdem sănătatea, sau când ajungem să nu le mai avem, sau când ajungem să trecem dincolo, cum trecem? Câte luăm cu noi? Nimic. Foarte înțeles. Ce faceți totuși cu aceste lucruri pe care le dețineți? Suntem gata să le închinăm Lui, să spunem, Doamne, Tu ai dat totul. Tot ce am e de la Tine. Tot ce am e al Tău. Eu sunt un nevrednic. Așa au făcut magii. Tot ce au avut mai de preț au închinat Domnul. Aici vor veni oameni înțelepți care vor complica lucrurile și mai mult prin ce spun sau prin ce scriu și mai grav prin ce trăiesc. Vor veni și o să vă spune, Domnule, stați un pic că viața nu este. Totuși ai nevoie și de bani, ai nevoie de lucrurile astea. La o sărbătoare ca asta poți să trăiești așa. Nu, dar nu suntem călugări. Fim serios. Oameni care aparent vă vor lăsa impresia că și ei sau și ei vor să se închine Domnului. Dar de fapt, prin ceea ce fac, prin ceea ce spun, prin ceea ce scriu, ei de fapt îl ucid pe Domnul. Așa cum a făcut-o și Irod. A încercat să-L ucidă pe Domnul. Auziți ce spune despre Irod, că i-a chemat în ascuns pe magi ca să afle de la ei vremea când s-a născut, spunându-le, duceți-vă și cercetați și dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. Și sunt destui care în zile ca acestea își propun, aș încerca să mă închin și eu lui, dar în felul meu. În felul meu. Și să știți că în zile ca acestea, felicitări ca acestea, ucid profunzimea acestei sărbători. Adevărul despre această sărbătoare. Publicitatea.
ucid adevărul despre Domnul Iisus. Îl ucid pe sărbători. Unii, poate fără să-și dea seama, alții tendențios își propun chiar să facă asta. Am văzut chiar un număr de mașini. N-am putut să cred că cineva își poate pune un asemenea număr de mașină. 666 D R C. Și zic, Doamne, drag, ce și-a pus omul ăsta? Cine conduce mașina asta? 666. Dar nici m-am oprit așa și m-am uitat la el. Să-l văd cum arată. De ne-am oprit la stop amândoi să coborăm geamurile, să vorbim. Oameni care, tulburați de dorința sinceră a altora de a se închina Mântuitorului, sunt gata să scrie și pe numărul mașinii lor. Sunt gata să facă publicitate la lucruri care n-au nimic de a face cu sărbătoritul. Magii s-au bucurat să aibă posibilitatea închinării înaintea împăratului împărații. S-au temut și magii de ceva. Știți de ce s-au temut magii? De Irod. De Irod, foarte bine. De altfel, magii s-au temut să se mai întoarcă pe același drum. Când te întâlnești cu Mântuitorul, nu te mai întorci pe același drum. Nu te mai întoarce pe drumul celor care vor să-ți ucidă credința. Pe drumul celor care nu vor să se închine lui Dumnezeu. Nu te mai întoarce! Cât de înțelept sau cât de simplu om ai fi, nu te întoarce pe drumul celor care vor să ucidă credința. Așa au făcut și magii. Le-a fost teamă. Vedeți, în zilele ca acestea toți ne înghesuim să fim la biserică. La o biserică, sau poate la mai multe biserici. Mulți spunem, măcar de Pașii de Crăciun, nu? Cei la români. Măcar de Pașii de Crăciun. Apoi ce se întâmplă? Nu ne temem să ne întoarcem la ale noastre. Și poate chiar de mâine. O luăm cu o sticlă de băutură, cu hoțiile de zi cu zi, cu pornografia, cu viciile sau compromisurile pe care le facem. Deci astăzi, în ziua Domnului, duminică, am fost la biserică. M-am închinat înaintea Lui, m-am proșternut înaintea Lui. De mâine, pe ce drum vă veți întoarce? Încotro veți lua. Fiți oameni înțelepți. Temeți-vă să vă mai întoarceți pe drumul acesta. Și asta va aduce multă bucurie în inima dumneavoastră. Nu vă uitați înapoi. Uitați-vă țintă la Hristos și numai Lui închinați-vă. Pentru că El s-a născut să moară pentru noi. Pentru iertarea noastră. Pentru păcatele noastre. Nu știu, mă gândesc la acești oameni înțelepți. Bănesc că aveau o vârstă, erau măcar adulți, dacă nu chiar vârstnici. Uitându-se la pruncul ăsta, cum să înțelegi că acest prunc s-a născut să moară pentru tine? Mulți dintre dumneavoastră ați ținut în brațe un prunc. Pare așa de neprihănit, de sfânt, parcă ți-e și teamă să-l atingi. Oamenii aceștia au înțeles. El s-a născut să moară pentru noi, pentru iertarea noastră. Așadar, sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, teamă sau bucurie? Spuneți dumneavoastră. Eu vă îndemn să nu vă fie teamă de cei care vor să vă ucidă cu pietre.
credeți în visul pe care Domnul l-a pus în inima dumneavoastră. Ca și Iosif și Maria. Nu vă fie teamă să credeți în Domnul Iisus. Și nu plecați acasă fără să vă întâlniți cu El, fără să-L fi văzut pe El. Ca și păstor. Veți putea pleca acasă slăvind și lăudând pe Domnul. Dacă veți putea spune, Doamne, deschide ochii. Vreau să te văd. Și apoi, închinați-vă și închinați Domnului, Domnul Iisus, tot ceea ce aveți și vă aparține. Și temeți-vă să vă mai întoarceți pe drumul pe care ați mers. De azi înainte este un nou drum. Poate fi un nou drum, o nouă cale pentru viața noastră. Pentru că s-a născut un Mântuitor, un Salvator și pentru mine. Știți, de multe ori facem greșeli. Poate că în familie greșim față de soție sau față de soț și n-am ști cum să scap, cum să ies. Deci ce trebuie să... Am spus o vorbă urâtă soției, ce trebuie să fac? O să cumpăr un parfum sau nu știu, ajutați-mă, ce să fac, cum să plătesc? Dacă aș veni cu o roche nouă la soție, m-ar ierta? Sau mi-ar da cu sacoșa în cap? Mulți gândim că ar trebui, am avea ceva de făcut în toată treaba asta. A fost o naștere pentru care noi nu avem nimic de făcut decât să acceptăm iertarea, pocăința, credința în Cel care s-a născut pentru noi. Poate că ați venit aici cu multe temeri și vă gândiți că deja din seara asta sau de mâine vor fi unii care vor arunca cu piatră. Fie că e vorba de ceva scris, fie că e vorba de un telefon, de un SMS. Sunt destui care vor arunca cu piatra. Plecați acasă bucuroși că v-ați întâlnit cu Mântuitorul, cu Hristos cel adevărat. Și într-o seară ca aceasta, la o sărbătoare ca aceasta, n-ar trebui să plecăm acasă cu altceva decât cu bucuria întâlnirii cu Hristos. Amin? Amin. A spus Domnul Iisus așa. În Ioan 15, versetul 11. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Mă bucur că unii dintre dumneavoastră deja ați zâmbit. Ăsta e un semn bun. Să nu fie un zâmbet forțat. Să fie din inimă. Doamne, mă bucur că Tu ești Cel care poți să transform întristarea în bucurie. Tu ești Cel care îmi cunoști necazul. Știți ce? Nu m-a rugat să vă spun necazul meu. Nici n-aș putea să vi spun. De multe ori când stau de vorbă cu oameni care au suferit tragedii, nici nu știu ce să le spun. Poate că îmi vine și mie să lăcrimez și n-am cuvinte să spun. Dar știu că cel care va crede în Domnul Iisus, tulburarea, întristarea, va fi transformată în bucurie. Poate că n-ai curajul să spui nimănui păcatul tău, necazul tău, problema ta. Dar nici n-am vrea să o auzim. La ce să ne împovărăm unii pe alții? Spune eu lui Iisus. Și ce a spus Domnul Iisus? Veniți la mine.
Cine? Toți cei tuniți și împovărați. Și uneori ne simțim așa de împovărați. Uneori mă gândesc, am luat o razna sau încă pot să gândesc. Suntem așa de împovărați. Și parcă n-am unde să mă mai duc, cui să-i mai spun, unde să mă mai plâng. Ce medicamente ar trebui să mai iau? Mă doare sufletul, mă doare inima. Îmi înțelege cineva de cazul, durerea mea? Îi pasă cuiva de mine? Toți îmi trimiteți felicitări din astea care nu spun nimic. Doar bla, bla, bla. Eu am nevoie de vindecare a sufletului, a lăuntrului meu, de împăcare cu Dumnezeu. Să simt că păcatele mi-au fost iertate. Că vina, că povara mea a fost luată de cineva. Nu mă păcăliți și de Crăciunul acesta. Nu pozați alături de mine cu o haină frumoasă, nu. Nu încercați să mă faceți să crede, să cred că e frumos. Că știu cât de trist sunt. Dar întâlnirea cu Hristos va face din noi oameni? Nu. Și această întâlnire trebuie personală. Mergeți acasă cu Iisus. Amin.